Amalia Năstase este invitata mea de astăzi. Bine ai venit! Bine te-am regăsit! Ce frumusețe de pereți avem! Doamne, da, să știi că mi-ai făcut așa poftă și o să vreau și eu să am acasă cu mine așa. Păi facem! Crezi că e o problemă? Am zis că e frumos, dar fără frumusețe nu mergea cu frumusețea. Mă uitam la tine acum și mă gândeam cum ar fi fost să fii absolvit tu Institutul de Fizică Atomică de la Măgăgureni. Tu stai seama? Tu acolo te duceai, nu? Nu, da, eu acolo mă duceam, dar făceam ceva cu laserul ăla, ori îl declanșeam oriceva. Nu ești foarte îndemânatică? Nu. De ce te-ai gândit să te duci la facultatea aia atunci? Păi eu nu m-am gândit, în primul rând. S-au gândit pentru mine alții. Părinții se făcea? Dacă nu era nici vina lor, dar așa se făcea așa atunci. Era, știu. Și au zis, aici că stăm lângă. Da, deci să fie facultatea aproape. Da, așa se alegea atunci. Știu. Unde stai lângă? Păi lângă medicină faci. Unde stai lângă? Păi lângă dreptul faci. Incredibil. Știi? Eu contau aplecările tale, pasiunile. Atât, să faci tu, mamă, naveta. Nu, stai mai, e cald lângă tine, da. Și norocul meu că s-au dus aia doi într-o lume mai bună. Și ne-am mai putut alege ceva și m-am dus la ASE, unde oricum ți-a era nici ăla pentru mine. Niciodată. Ce-ar fi fost pentru tine? Să fiu contabilă. Hai mă, lasă-mă. Nu, eram în pușcărie. Sigur. Eram, mă băgau... Amândouă eram. Erau, îți dai seama, deci, contabilă. Avem aceleași abilități la capitolul finanțe bănci. Finanțe bănci, nu. Mă mir că în facultate n-au făcut aia și la vizier, să zic așa, nu. Când sunteți ca ea, nu faceți finanțe bănci. Dar totuși ai făcut o căruță de lucruri minunate în viața asta și foarte așa aplicat. Ai făcut copii, ai o relație stabilă și bazată pe niște valori foarte clare. Care e diferența între Amalia de atunci și cea de acum? Unde s-a întâmplat? Mai un lucru comun cu Amalia de atunci și Amalia de acum este că mă iubește foarte mult Dumnezeu. Și atunci știi că la barza chioară îi face Dumnezeu cuib. Da. Și el m-a tot împins pe diverse drumuri. Eu nu și nu, că eu nu. Și el a zis, ba nu, e pe aici. Mi-a mai dat unele altele ca să mă împiedic și până la urmă am ajuns pe drumul cel bun. Drumul cel bun fiind relațiile interumane și grija față de copii. Și aici ne legăm și cu cei trei copii ai mei și cu menirea mea pe acest pământ este să am grijă de copii. Ai mei, ai altora. Știi ce e ciudat, după părerea multora dintre părinții care ne urmăresc în momentul ăsta cu siguranță? Faptul că tu ți-ai învățat copiii să fie liberi mai presus de orice. Am făcut același lucru. Da, pentru că, repet, nu este, părinții noștri n-au nicio vină, au crescut într-un sistem care îi obligau să facă, adică eu mă gândesc nu știau că altfel. Nu știau altfel și gândește-te la ei, nu știau ce e aia, să te căsătorești din iubire, adică tot timpul era ceva că trebuia, adică trebuia să fii, nu știu ce, să ai nu știu ce job, trebuia să ai casă, mașină, mamă, exact, să fii realizat. La ei, ei au trăit sub imperiul cuvântului trebuie. Da. Noi am învățat că nu trebuie. Trebuie doar să fii fericit. Și trebuie să încerci să poți să fii fericit, să poți să faci ce vrei, să poată să-ți placă școala. Adică eu am ajuns la Stanford după vreo 2 ani, așa, după ce terminasem facultatea, în vizită pe acolo și mă uitam și am citit și am întrebat lumea și am avut un șoc când mi-am dat seama că mie ar fi putut să-mi placă școala, pentru că mie nu mi-a plăcut școala, am făcut. Vândem pe toți să face școală până la facultate, dacă puteți, mai mult decât atât. Faptul că nu mi-a plăcut mie asta nu înseamnă că nu trebuie ce să faci școală. Școală. Nu mi-a plăcut pentru că nu-mi plăcea când eram obligată să învăț pe din afară, când eram obligată să mi se dicteze. Da. Adică am scris, puteam să fim toți scribi, înțelegi la cât de mult am scris cursuri dictate. Mai scrii? Măi, am repulsie la învăța pe din afară. Da. Și dacă mă pui să învăț două, adică mai aveam prezentări pe la clienți, la agenție și trebuia să, la un moment dat, să învăț ceva, m-am blocat. Erau 3 rând. Nu am putut. Pentru că din copilărie mi-aduceam aminte cum eram cea mai proastă din toată clasa, când toate învățau comentarii și eu nu puteam să rețin, pentru că nu puteam. Partea mea de creier care este responsabilă cu... Deci creativ, puteai să-ți faci singură comentariile. Așa am și făcut. Așa am și făcut la BAC. Am uitat tot, bineînțeles, și am zis, trebuie să iau de la zero. Scriu eu și bineînțeles că meu? Eu am făcut, de fapt, un comentariu cum trebuia să-l fi făcut toți. Evident. Ținând, știind ce înseamnă o comparație, știind ce înseamnă o metaforă, știi? Și le-am aplicat, am văzut și eu unde sale, am zis de ele, ce a vrut să spun autorul, ce...
Nu am știut că am făcut bine. Adică eu am fost atât de stresată încât țin minte că mi-am băgat mâna prin păr și am scos un smog de păr. Atât de stresată eram că nu mai țin aminte nimic. Da, în ziua de astăzi s-a mai schimbat puțin școala în sensul că putem să citim, să vedem pe YouTube diverse metode de a învăța. Dar nu s-a schimbat chiar cum ar trebui să se schimbe deci, pentru copiii noștri. A cărei libertate contează foarte mult pentru tine și celorlalți. Așa. Da. Căsătoria pentru tine este un factor coercitiv? Te încurcă? Nu m-a încurcat niciuna dintre ele. Nu m-a încurcat, adică nu de asta s-a terminat prima căsătorie, că mi-am dat seama că sunt constrânsă de actul căsătoriei. Pe mine mă interesează acum. Nu, sub nicio formă. Adică eu sunt foarte liberă, dar în același timp am foarte multe tradiții, pentru că fără tradiții nu putem să fim noi. Deci, și tu ești măritată cu... Eu sunt măritată cu Răzvan la Vegas. Ne-am căsătorit la Vegas. Unde mă voi și duce în decembrie, că am un congres acolo. Și suntem căsătoriți. Îmi place că am copii care au crescut într-o familie care, indiferent că s-a destrămat prima familie, au crescut în a doua familie la fel de iubiți și armonios. Adică mie îmi place să fiu căsătorită. Îmi place să sunt cu omul pe care îl iubesc. Sigur, și mi s-ar părea... Eu nu înțeleg atât când de alții nu vor să se căsătorească, pentru că până la urmă, dacă e doar o hârtie, de ce să nu faci? Știi? Da, e adevărat. Dar apropo de lucrurile pe care tu le faci, deși ai putea să nu le faci, spune că te ocupi de copiii tăi și de ai altora. Și în momentul ăsta ești implicată într-o campanie umanitară absolut spectaculoasă. Sunt și ți-am adus un cadou, dar o să rog pe cineva din platou. Îți mulțumesc mult. Eu, vorba de cadouri, sunt foarte încântată. Mulțumesc. L-am adus pe Benny. Eu sunt președintele Fundației pentru Copii Ronald McDonald. Oh. Și domnul Benny, aici de față, îl putem găsi în restaurantele pe care le cunoașteți toți. Da? Îl puteți cumpăra și ne ajutați pe noi, la Fundația pentru Copii Ronald McDonald, să oferim timp părinților aflați alături de copiii lor internați în spitale. Aici ai niște inimioare. Suntem o fundație care are 3 case pe care le oferă la părinților. La Timișoara, la Iași și la București. Am cazat 22.000 de persoane până acum. Părinții să poată să stea alături de copiii lor bolnavi atâta vreme cât au nevoie copiii. Exact, pentru că mi-a zis o mămică că i-a spus de la casa de la București, a spus băiețelul ei de 11-12 ani: mami, tu ești cel mai bun medicament pentru mine. Doar tu trebuie să stai lângă mine și eu mă fac bine. Dar deci, din ce susțineți treaba? Păi uite, din niște costuri. Avem, de exemplu, avem campaniile astea pe care le facem de 2 ori pe an. Avem un SMS la 8845 cu cuvântul familie, unde donezi 2 euro recurent. Da. Sunt foarte multe companii care vin ele la noi acum, pentru că au venit la casă, au văzut și la București, și la Iași, și la Timișoara, și au văzut cât, că noi suntem o familie mai mare, exact, înțelegi? Exact, cât membri are familia asta? Familia până acum a primit 22.000 de persoane în cadrul acestor case. Pot veni și celălalt părinte și frații, pot să stea acolo, pot să-și vadă. Pot mânca, se pot spăla. Mănâncă gratis, acolo se pot... stau, au camera lor, fiecare cu baia lor. Avem o bucătărie mare pentru toți, avem un living acolo mare. E oferită mâncarea gratuit, da, către părinți. Și sunt unii părinți, sunt părinții aceia care dormeau prin mașini, pe bănci, pe... Aceia stau la noi în case și după ce stau la noi în case, știu despre noi, povestesc mai departe. Ni se umple sufletul, pentru că noi la rândul nostru încercăm să-i ajutăm cu orice probleme medicale ar avea, ce nu găsesc aici, le putem aduce noi, putem ajuta cu hârtiile să plece în străinătate. Ceea ce facem noi acum, mai nou la fundație, este să încercăm să facem niște cursuri cu personalul medical în care să le explicăm cât de important e rolul familiei în vindecarea unui copil. Dacă tu ai familia care a înțeles, care are încredere, care este tratată frumos, jumătate din tratament va fi ok, pentru că copilul va fi liniștit alături de niște părinți liniștiți. Și mai e ceva, părinții liniștiți pot liniști alți părinți, exact. Și atunci cumva se exact. Creează niște comunități exact. Care exact. Altfel da. Interacționează și se coagulează în jurul. Da. Spune-mi, te rog, noi ăștia, în afară de a dona prin SMS, putem să dăruim jucării? Sau... Pe site-ul nostru, acolo sunt modalitățile de a dota, rmhc.ro.
Și puteți dona jucării sau haine, dar toate trebuie să fie noi, pentru că sunt copilași care sunt bolnavi și... Plus că vin sărbătorile, că veni vorba. Da. Ce faci de sărbători? Dă-ne o idee. Măi, de sărbători, noi de Crăciun mereu suntem acasă cu mama mea și cu mama lui Răzvan, că din păcate nu mai sunt cei doi tați, ai lui Răzvan și al meu, și petrecem Crăciunul în familie și cu fetele și cu... Și după aia fiecare se duce pe la treaba lui. Alesia pleacă pe la Madrid. Alesia trebuie să și vină pe 1 decembrie, nu? Alesia vine... Ea are școală acolo, că Franța n-are treabă cu România, are școală și nu știu dacă poate să vină pe 1 decembrie, dar ea tot timpul face de 1 decembrie câte o lucrare. Are și anul ăsta o lucrare pentru România. Citeam în notițele ei că... Scria acolo că deși e la Paris, la cea mai prestigioasă facultate de design, ei este foarte dor de România și mereu a încercat să integreze România și arta românească în ceea ce face ea acolo. Adică ea la tot timpul vorbește despre Brâncuș, tot timpul aduce, uite, lucrarea lui Matisse la bluz rumen, tot timpul a făcut o lucrare pe asta. Și francezii, ei... ne-ar iubi pe noi dacă n-ar exista niște elemente care mai exagerează câteodată și... Despre care noi două vom mai vorbi. Exact, mă bucur că ne-am adunat astăzi să vorbim despre Beni și familia lui. Îți mulțumim mult de tot pentru asta, Amalia. Îți mulțumesc și eu mult de tot. Ținem pumnii. Doamne ajută, mulțumesc mult!